Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani! Vicky să trăiască, Vicky să trăiască, la mulți ani! La mulți ani! Să ne trăiască Vitorița! Mulțumesc! Vă mulțumesc din toată uite inima. Ce surprize ți-a făcut copiii tăi, da? Uite și eu cum am văzut singură aici cu copilașii. Ce zis că ne-ai pierdut? Aoleu, mulțumesc! Trebuia să prezinți tu acum emisiunea aceea, m-a fugit baby, da, gata? Da, da, și am rămas eu cu tot coprezentator. Tot copiii sunt vinovați, da? Mulțumesc din suflet și cred că sunt vinovate și mamicile, pentru că mamicile mai mult se ocupă. Acum, le mulțumesc, da, da. Uite, le mulțumesc din toată inima. Tu? Mulțumesc, mulțumesc. Așa. Și ele sunt niște flori, mămicile. Iar ați emoționat-o pe Victorița, da? Da. Luăm tortul și îl punem undeva ca să, în primul rând, suflă acolo, în lumânărici, măi, Victorița. Să-mi pun așa o dorință. O dorință. Așa. Chiar vreau să te întreb, ce-ți dorești tu acum la această aniversare, așa spune. Că mai e un picuț? Nu vreau decât sănătate, dar mai am o dorință și asta acum. Gata! La mulți ani, la mulți ani! Hai mulțumesc, aici, mulțumesc! Da? Îl punem aici și e tot ok, uite, ia și asta. Mulțumesc, mulțumesc! Uite și asta. Ce mămiță, a dat în ochi? Gata, la mămica, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Cred că i-a dat în ochi atunci când am suflat eu. Nu are nimic. Îi poartă noroc. S-a întâmplat când ai suflat un lumânărică. Da, e mai micuță. E mai da. Sensibilă, asta da. Este, sunt copii, se înțelege, nu este nicio problemă. Dragi telespectatori, noi suntem în direct, așa că tot ce se întâmplă aici se întâmplă natural, da? Se întâmplă natural. Îți spuneam, ești împlinită, da? Ai un soț care te susține. Ține, peste tot. Cătălin, te salutăm, îți mulțumim că tot timpul ai grijă de Victorița și de copilașii voștri, că sunt ai voștri, da? Și ai tăi și ai eu lui. Eu îi mulțumesc că e alături de mine de ani și ani de zile. De anul ăsta noi împlinim 28 de ani. Mai aveți un pic deci înseamnă că ați făcut și nunta de argint? Ați trecut de aia, noi, de faza, nunta nu? N-am făcut-o, știi? Nunta n-am făcut-o, dar trăim foarte bine. Chiar dacă, am văzut, suntem, chiar dacă trecem și prin supărări, noi ne alinăm unul pe celălalt. Adică eu sunt copilul lui și el și e copilul ce mai e, meu. Cel mai bine e... Da, voi nu v-a dat Dumnezeu ca și mie și soțului meu. Nu ne-a dat Dumnezeu copii, să dar uite, nu avem suntem... copilași. Nu simțiți lipsa că, uite, aveți o grămadă. Păi asta zic. Da? Și aveți... să știi că mi-a venit niște versuri în cap și le-am scris pe o foaie, referindu-mă așa. La cred cei că care? La cei care nu au n-au copii, n-au, da, care... și mie dacă nu mi-a dat uite, Dumnezeu poate copii, mă regăsesc și eu în piesa aia, că nici eu nu am. Da. Nu am copilași din pântec, dar am copilași de suflet. Ce așa începe textul. Iar pe parcurs eu am copii, nepoți, am părinții mei care fel, sunt ca și copiii și mei. Și la fel. Îmi plac, uite, copiii care vin aici tot timpul, mi-s dragi, îmi place să vorbesc cu ei, îi primim cu sufletul deschis, ai văzut la noi la EMI TV, ne place să și promovăm noi, copii. Și noi facem copii. Parte, cred, din familia voastră. Da, cu siguranță, și exact vreau încă o dată să le mulțumesc părinților, mămicilor, în primul rând, pentru că îmi aduc copila și la canto și nu numai pe unde suntem invitați, pe acolo ne ducem și dacă n-ar fi și ele să pună umărul, probabil că eu singură nu aș... Nu te-ai descurca singură? Nu m-aș descurca singură pentru că nu avem sponsori, asta este, dacă am găsit asta un sponsor, este, ce bine ar fi. Fără finanțe nu putem face nimic, să nu știi numai că asta este... De 10 ani tot merge grupul Mlădițele Oltului și să dea Dumnezeu să ajung la 20 și... La 20, 30, chiar 30, voi mai să mai trăim Dumnezeu. Noi, asta oricum o să rămână ceva după tine. Oricum eu îi mulțumesc lui Dumnezeu, chiar este... dacă nu mai sunt ceilalți copii care au plecat din grupul Mlădițele Oltului, eu îi port aici în suflet și mă rog pentru ei să aibă succes peste tot, pentru că merită, unii copii dintre ei merită.
Dar să nu uite de unde au plecat. Asta vreau doresc. Să te întreb. Și chiar dacă uite de unde au plecat, Dumnezeu știe de mine acolo. Că... Dar ai fost cumva dezamăgită? Nu știu. Să plece copii de la tine, să ajungă, eu știu, nume într-un mari. Fel... Și să nu-ți dea nici măcar un telefon. Păi s-a întâmplat da? De atâtea ori. Aici vreau să ajung, pentru că copilajul trebuie să-i purtați o veșnică recunoștință profesoarei voastre, modelului vostru, da? Pentru că v-a îndrumat, ați învățat abecedarul, cum s-ar spune, da? Da, să știi și... că i-am luat de la zero, da, n-am împrumutat niciun copil. Ce calități trebuie și... să îndeplinească un tânăr când vine la tine? Hai să... Așa, eu știu. O să aibă un pic de bază muzicală, un pic, da? Să aibă o ureche muzicală, dar să știi că au fost câteva fete care... Credeai că nu faci nimic cu ele? Exact, și până la urmă, unele dintre ele fac parte din alte ansambluri, chiar de amatori din zonele da, noastre. Da. Dar nu mai mă bag în seamă, dar nu are nimic. Eu mă rog să le dea Dumnezeu sănătate și succes în continuare. Păi se întâmplă să le ia valul. Știi? Se ia valul pe și când se sparge așa? Valul, ce și se întâmplă? Și când se sparge valul, au... nu, se neacă. Așa vor rămâne în continuare. Dacă au înțeles acest lucru, că nu le mai interesează acel pedagog la început. Eu nu zic de pedagog. Eu am fost ca și mama lor. Nu trebuie uitat acele evenimente frumoase care am petrecut împreună de la da. 3-4 ani, că niciuna n-a plecat de aici fără să aibă 3-4 ani de zile. Și poate la unele se pare puțin. Nu este puțin să lucrezi 3-4 ani cu copii de la început. Avem aici un... Da, am văzut-o pe ea, am văzut-o pe fata de-acolo. Un caz care de la 3 ani e numai că a făcut o măricică pauză de 5 ani de zile aproape. Probabil că a văzut că nu... Noi priește și s-a întors înapoi. Ei, fără păi să mai dăm și cu capul nimeni. De sus și ne dăm seama. Iar, și de o greșeală. Longeviva, care nu m-a dezamăgit. Am văzut că merge și la, eu știu, merge și la alte televiziuni. Cu toții mergeți, dar da. Ea este și individual. Nu numai toate sunt individual, dar în funcție de emisiunea concurs, de vârstă. De vârstă, și dacă nu? Ea, da, ea are vârsta normală când să concureze, ea a fost merge prima pe rând, da? Și a mai a participat și ea la preselecție, tot la același concurs, emisiune concurs. Da. Din păcate nu a luat preselecția, dar... Mai particip încă o dată. Exact, asta exact, înseamnă și noi mergeam zic. Pe la festivaluri da. Unde, eu știu, poate nu luam o mențiune sau nu luam niciun premiu, dar da, ne ambiționam. Luam premiile, toate. Da, da, Victorița ne fura premiile. O salutăm și pe Simona Crețan, că și ea făcea parte cu noi. Toate trei eram acolo și mergeam, da. Nu, că aveam iar o generație frumoasă. Mie mi se spunea că imit pe Filoftea Lăcătușu și chiar am picat unele. Și dar, da, și la tine la fel. Da, dar mă, noi nu imitam, noi cântam din suflet. Ce cântam cu drag, dar noi fiind mici, tot ca și ele, nu știam despre ce este vorba. Dar noi exact și la ora ce le spuneam actuală, mai devreme, că dacă aveam și noi pe cineva să se ocupe de noi, uite cum te ocupi tu de acești îngerași, probabil alta era situația. Vin nu știu la cap. Păi mai bine să știi câteodată cânt mult, cântăm mult, știi cum este, mulțumesc la fel și tu, ai la fel. Și ai ce să le arăți copiilor, să le oferi așa din tot ce ți-a dat ție Dumnezeu, tot ce ai învățat până acum din tainele exact, cântecului, din asta învățăm, tainele muzicii. Din asta învață și ei, din ce am învățat și noi și prin câte am trecut și spun că eu mai fac și o mică dirigenție cu ele și, păi, le explic cam despre ce este vorba în meseria asta, ca să știe cu ce se mănâncă și să nu creadă că e numai lapte și miere. Nu, dragii dar mei, nu ce vedeți? Dar nu ți s-a întâmplat să vină la clasă să spună că vor să învețe, să cânte la evenimente și atât? Și atât? Da. Vor un program da, pentru acum, programele, pentru anumite evenimente. Să știi că doar cei care mă caută, la asta. Eu îi întreb, vrei pentru evenimente sau pentru și? Să ajungi atunci artist, știm despre ajungi... ce este vorba, dar și nu are rost. Dacă vrem mai pentru evenimente, la ce să mai chinui cu doine și balade? Da, nu are clar, rost. De la asta acolo se e pornești. Muncă, uite, fetele poate să confirme lucrul ăsta. Da. E de muncă. Ia așa care fredonează un pic dintr-o doină sau o balade? Ia, chiar vreau să vă provoc. Ia să vedem care vreți să fredonați așa
Ia vezi că Iami acolo doină, lângă, Iami lângă tine, are și microfonul? Avem microfon? Vă dau eu microfon imediat, ia să vedem cum fredonați voi, una din voi sau amândouă, cum vreți voi, ia, eu zic că... Ia. Chiar, să le arătăm care la telespectatori. Ce vrei tu? Ce-ți vine? Cum cântați voi o doină, o baladă, ce vreți voi? Care ai cântat-o la vedeta popular? Ia. Dar nu s-a dat pe post. Ia. Într-o joi de dimineață, brâncoveanu alb la față, barba albă și pieptăna, la icoane se-nchina, pe fereastră se uita, și amar se înspăimânta, și amar se înspăimânta. O lăsăm și pe Andreea? Ia Andreea, ia, Andreea, bravo! Ai foaie verde mărgărit și-am să bat cu cucu în plug. Dorul să-mi țină de coarne, dragostea să-mi pună boabe, iar mândruța ca o floare să-mi aducă de mâncare. Ce mai viață duc eu, Ioane, necăjit printre pogoane. Bravo. Nu trebuie doină sau baladă. Fredonez un pic, dintr-un cântec ritmat. Care vrei tu? Care îți place ție? Și după aia trecem la cântat, da? Dacă vrei, cântăm și fredonez după, cum vrei tu, da? Vrei? Hai să trecem la cântat și fredonăm după aceea, da? Dragi telespectatori, emisiunea îmi place tare mult, să știți. O sărbătorim pe Victorița și dăm drumul la cântec. Nu-i mai bine să plece.
Fatelică, ce-i cu tine? Că la joc începuși bine. Erai cargitul viu, ce ți s-a întâmplat, nu știu. Fatelică, ce-i cu tine? Că la joc începuși bine. Erai cargitul viu, ce ți s-a întâmplat, nu știu. Da, da, Ana, ce să-ți pui? Că e data, n-ai bilui. Doar o țără mi-a zâmbit și s-a pus pe un chiuit. Da, da, Ana, ce să-ți pui? Că e data, n-ai bilui. Doar o țără mi-a zâmbit și s-a pus pe un chiuit. Voinicul și-alege fata de la el din sanul alta. Din bătrâni-am învățat cum se poartă oransar. Voinicul și-alege fata de la el din sanul alta. Așa m-a ales pe mine un voinicel făcut bine. Mă prinde și de mijloc, că așa se poartă la joc. Ține obiceiul, fată, că așa te vezi măritată. Până atunci corai în doi, hai să chiuim și noi. Și n-a jucat când și Ianca s-a strigat.
pora mare. Verde m-a tustat la mine în sat. Când e sărbătoare, facem pora mare. Vale la muica, lângă țața taica. Și-am vrut prin mâna să-mi treacă tot ce în viață mi-a plăcut.
Am zis vreau și l-am avut, nu mă să că sunt vorbită. Iubesc și mă simt iubită, dragostea mă ține-n față și îmi dă poftă de viață. Și de ce mi-e drag, iubită? Poate am râs, poate am plâns, dar mi-e drag unde am ajuns. Azi mi-e bine-s mulțumită. Și de ce mi-e drag, iubită? Poate am râs, poate am plâns, dar mi-e drag unde am ajuns. N-am stat din cer ca să-mi cadă, și-am vrut prin mâna să-mi treacă tot ce-n viață mi-a plăcut. Am zis vreau și l-am avut, nu-mi pasă că sunt vorbită. Iubesc și mă simt iubită, dragostea mă ține în față și îmi dă poftă de viață. La mulți ani, Victorița! Am vrut să-ți dedic și eu o piesă din partea mea. Îți mulțumesc. Nu am costum adecvat, dar tu știi că eu sunt, îmi place să cânt la costum. Te ies că ai venit cu un cântec foarte frumos. Da, am venit, e o mulțumire așa, pentru, e făcut pentru mine, dar cred eu că ți se potrivește și ție și foarte mie. Bine. Păi da, amândoi avem bărbați ca lume, care ne iubesc. Da, că da, care ne iubesc. Suntem exact la limpe, bărbatul meu e și copilul, e și prietenul, e și iubitul, știi? Exact, exact așa, da, așa e și că Cătălin, pentru, exact, pentru tine. Da. Am observat că ai cântat un duet cu una dintre elevele tale, cu Amelia. Da, Amelia, nu? Amelia Oltean? De fapt, am toate, sunt fetele mele. Da, dar e, uite, e norocoasă, e o bucurie că ea totuși a reușit. Veche. Fiind mai veche, uite, la rândul vostru fiecare probabil o să faceți cât un duet cu doamna Victorița atunci când va fi momentul, nu? Exact. Adică da, ele să da, nu cumva să zică, de ce numai cu Amelia a făcut? Nu, o să facă și cu voi. Zic ele, mămicile. A, nu, nu. Să nu ne audă nimeni. Nu, nici că nu ne auzi nimeni, dar fiecare lucru la timpul la lui. Timpul, la da, timpul lui, exact, exact cum vorbeam mai devreme, cu răbdarea trecem mare. Trecem mare. Da, exact. Ești împlinită, ești fericită, bărbat bun ai, copii mulți ai, mama se uită la noi, ai frații, ce crezi tu că ți-ar mai putea lipsi așa? Ce ți-ai mai dori nespus de mult? Măi, mare lucru nu-mi doresc decât să am sănătate. Da, asta ți-o doresc și eu și ne dorim cu toții. Da, asta da, ne dorim cu toții. Poate, nu știu, un album așa, că mi-e doar de un album de la tine, niște... Da. Nu te-ai gândit să mai cum faci să ceva și pentru gândesc, tine dar pe viitor? Am... Trebuie să am timpul meu. Tocmai ce ne-ai dezvăluit, da, în cântecel mai așa, să zicem, știi? Da. Face, o să facă parte de pe... Ce am cântat eu în această seară, am cântat cântece mai vechi, dar lucrate altfel, da? Pentru că cel puțin două piese sunt de of, de când eram mică. Ce ai în palmares bogat așa? Cam câte piese ai tu înregistrate? Păi, am 6 materiale și un material înregistrat destul la de bogată. Radiodifuziunea Română. Destul, deci... Dar din păcate nu am apucat să-l iau pentru că, nu știu, au politica ai lor și radio, acolo, ai tot ce trebuie, da? Da, da. Deci cam așa se și acolo am lucrat înainte cu maestrul... Fiind de Radiodifuziunea Română, că da? Tu știi foarte da, bine, dar am lucrat ca dirijor, a fost lângă mine domnul Ilie Firaru, care din păcate da, nu mai este printre noi, dar mi-a făcut un material atât ai de frumos. Ai avut privilegiu să lucrezi cu dirijori așa pe sufletul tău? Doamne, da, primul pe sufletul meu și ca părintele meu a fost și va rămâne și n-am să lui te-am provocat niciodată și niciodată nu... Nu lui, chiar vroiam să-l amintesc pe tăicuțul meu, așa cum îi spuneam eu, Marin Ghiocel. Da, un adevărat dirijor care nu mai este printre noi. Da. Îl salutăm pe fiul dânsului, pe Adi Ghiocel. Și pe Adi, îl salut, că ne cunoaștem de foarte mult. Face lucruri frumoase, tot în domeniu, este sunetist da, la Doina Gorjului. Da, din păcate ne întâlnim cam rar. Și pentru că mi-a adus aminte, vreau să zic și eu la mulți ani, să-i urez de fapt la mulți ani
maestrului Vasile Tapota. Doamna Vasile, să ne trăiești și mama Nuții. Să fie sănătoși, da, sunt niște oameni deosebiți. Doamna da, Nuție, trebuia să ajung tabu, aici în această seară. Feblețea mea, dânsa știe. Dar nu numai ta, e mama mea. Da, de mama noastră, doamna Nuție, mama noastră, foaie verde, niciunele, Nicol. Măi, Vasile, pui de lele, ai mândruțe tinerele? Eu am improvizat că dânsa zice da. Nicolae, pui de lele, nea, Vasile, să ne trăiți, că ne trebuie să fiți sănătos. Și să fie sănătos, are o familie minunată, o familie frumoasă. Îi salutăm și copilașii, fetele, de fapt, sunt toți și băiatul la fel. Toți îi moștenesc și ca mică. Măi, da, mama, nu-ți îl termină. Da, îl termină. Doamna Nuții a rămas și rămâne Măi, când în continuare. O aud, gata, deci da. Când o aud cântând... Eu am avut bucuria și privilegiul să fiu împreună alături de noi acum când am aniversat-o și chiar acolo, acasă, Dar să aud ne cunoaștem cântând de la... mult timp, dinaintea ta, să știi. Da? Dinaintea ta, da, de când cântam noi... Ia auzi, doamna Nuții, deci eu sunt de aici de-a dumneata și... Da, o cunoști dinaintea mea. Da. E bine că, uite, avem aici asemenea oameni de la care avem ce învăța. Am crescut cu cântecele dumnealor și... Am mâncat o pâine bună și mâncăm în continuare. Da. Da, pentru apropo de melodiile care se cântă și ce vorbeam mai devreme de... Și ne ajutăm. Da. Ne ajutam când era câte un eveniment așa, ne ajutam între noi. Ai, nu poți să ajung acolo, te trimit pe da, tine. Te trimit pe tine. Nu, acum nu mai este așa. Nu mai este. Și era greu. Cum ne scriam cântecelele? Cum ne scriam cântecelele? Cu pixul frumos, derulam... Mai ajutau și cei care, într-adevăr, erau creatori de texte. Da, clar. Și țin minte că primul cântec al meu care mi l-a făcut Jen Nicolau. Măicuță, cu părul al mai cresc cu dor și drag măi. Așa, mai cântă-ne, că mi-e drag Și mie doamna Jenny mi-a făcut. Eu zic tot doamna Jenny și doamna Jenny, ce să nu-i mai zic doamna Jenny, dar eu... Măi, pentru mine a fost, ca și o soră pentru mine și n-am să uit niciodată. Oamenii care m-au ajutat și au fost alături de mine, vezi cum își amintesc. Nu i-am uitat niciodată, chiar dacă... Care i-au ajutat-o. Chiar dacă au aplicat urechile către alții, da, să știi că mai apleacă urechile așa unii dintre ei și Da, până nu vorbești, nu spui vorbe urâte, dar în schimb se aud aiurel și mă rog. Da, asta este de Eu oricum iubesc pe toți. Iubesc pe toți, i-am la suflet și îți dai seama, împreună Fiecare am fost a avut împreună așa prietene 6-7 ani de zile. Cariera ta și dirijor și instrumentist. Da, și asta și datorită unui mare instrumentist din Craiova care m-a luat de mânuță și m-a adus Nelu Pascu, dacă ai auzit. Da, prieten da, foarte da. Bun Credeam cu cel mai mare. Fieraru celălalt, domnul Covioara, păi las că și domnul Fieraru la fel, da. Că și dânsul, nu știu dacă se uită dar, și dacă mai, nu știu nimic de dânsul. Nici eu nu mai știu, n-am mai auzit. Dar Nelu Pascu mi-a pus pâinea în mână cum ar fi venit. Mi-a făcut cunoștință cu foarte mulți artiști mari și îi mulțumesc... Cât voi trăi eu, chiar dacă dânsul nu mai e... Ai cântat pe toate scenele astea, din scenele mari din țară, dar ai fost și ale lumii, așa-i? Chiar ce dacă, da, ai fost și în afara granițelor, nu? Consider, nu, asta nu mai discutăm. Ai fost, da? Am fost în Irak, în Turcia, în Bagdad, în Italia, Franța, Germania, Spania, Portugalia. Deci n-a fost decât așa, vrea să fie modestă. La Chișinău am fost de șapte ori împreună cu ansamblu Călușu din Scornicești. Ce viață frumoasă am dus acolo împreună cu colegul meu, Gabriel Zăvoianu, care... Salutăm. Deci chiar vreau să te provoc. Tu să-i aduci pe toți. Aici faceți nu mă ascultă pe mine, nu mă ascultă. Atunci tot eu să-i sun să-i eu stau în banca mea aici. Acolo și decât îi iau, uite, mă sună care cu tare. Care e chiar departe, așa, știi? Noi suntem împreună acum acolo, toți suntem, cei care am plecat de la Călușul. Și acum, după Paște, aveți spectacole multe, nu? Multe, zilele comunelor, nu? Începe sezonul cu... Cum place mie să-i spun Sarmaua de Aur. Da. Păi să știi că am făcut și un cântec special pentru așa ceva, dar... Frumos. Nu e bine să-l fetorez acum. Deci și tu-ți faci texte și tot ce trebuie. Să știi că am prins curaj și știi cine mi-a dat curaj? Mihaela Badea.
De la Doina Gurșului, a fost dansatoare și îi mulțumesc din toată inima, Mihaela. Mihaela, te iubesc. Te apreciez și în tot ceea ce faci tu și mai ales ca și textier. Victorița, o nespusă bucurie ne-ai oferit în seara asta alături de copilașii tăi. Ne bucurăm că te-am sărbătorit noi anticipat. Dar mai erau două fete înaintea, care trebuia să le provocăm un pic, măcar provocam, două versuri. Ideea este că vreau să spun doar că este pe finalul emisiunii și noi trebuie să ne luăm la revedere. Îți vine să crezi? De asta tot ne făceau regia. Și-au cântat toate fetele? Da, acum urmează. Mai sunt de cântat, dar acum noi ne luăm la revedere prin vorbă și tot ce trebuie. Să le ofer tu gândurile tale, ce vrei tu să le transmiți copiilor, telespectatorilor, cum te-ai simțit? Încă o dată la mulți ani din tot sufletul. Mulțumesc din toată inima. În primul rând, vouă vreau să vă mulțumesc că mi-ați făcut seara minunată. De fapt, mâine este ziua mea, dar am început din această seară. Vă mulțumesc. Și salut și pe Bogdanel. Bogdanel, da, colegul nostru. Al tău, colegul aici, nostru. Da? Eu da. Știu de mult și pe Bogdanel. Face parte din familia MTV. Da, bravo, bine că l-ați... Avem și doi Bogdanei. Doi Bogdanei. Unul la regie și unul aici e... Să trăiască, să trăiască. Și vă mulțumesc din toată inima, vreau să mulțumesc și părinților că au fost alături de mine și de acești copii, că mi-au adus aici în forță. Și la telespectatori vreau să le urez tot binele din lume, sănătate și tot ce e mai frumos pe lumea asta. Uite că avem acolo ai noștri care ne fac semn cu... Da, ne presează timpul, ne presează timpul. Copii, mulțumim din suflet pentru că ați fost aici alături. Dar noi continuăm. Noi continuăm pentru că o să se cânte în continuare tot binele din lume, la mulți ani și numai bucurii. Cu și noi vă vedeți săptămâna cealaltă. Vă pupăm, cântec în continuare, da? Hai hora mare, ca romanați, hai veniți mai frățioare cu noi să jucați. Hai hora mare, ca romanați, hai veniți mai frățioare cu noi să jucați. Că se joacă mărunțel și cu pasăltat, și-am învățat tot de mică de la noi în sat. Joacă fete tinerele și mai pe furiș, ca să învețe hora mare ca la buciniș. Măicuța, măiculița mea, în ea cea mai frumoasă cu drag mă privea. Toale cu șabac și zăvești cu flori, la tulpanul cu mărgele ca în sărbători. Și jucam cu drag în horă cu lumea din sat, cu flăcăi copii și fete până pe serat. Se mai prindeau lângă noi și mai bătrânei, că le dă inima brânci să joace și ei. Și cu neamărin, că ei știu horele toate sunt lăutari buni. Ne cânta Neaion și cu neamărin, că ei știu horele toate sunt lăutari buni. Au îmbătrânit cântând horele în sat, le-au învățat și copiii și joacă cu drag. Joacă bătrâni și nepoți ca în romanați, hai veniți mai frățioare cu noi să jucați.
și iau-s doși și iau-s trei, iau-s trei chiuie flăcăi. Iau-s una și iau-s doși și iau-s trei, iau-s trei chiuie flăcăi. Și iau-s trei, iau-s trei chiuie flăcăi. Iau-s una și iau-s doi și iau-s trei, iau-s trei chiuie flăcăi. Și iau-s trei, iau-s trei chiuie flăcăi. Iau-s una și iau-s doi și iau-s trei, iau-s trei chiuie flăcăi. Iau-s trei, iau-s trei chiuie flăcăi. Iau-s una și iau-s doi și iau-s trei, iau-s trei chiuie flăcăi. Iau-s una și iau-s doi și iau-s trei, iau-s trei chiuie flăcăi. Iau-s una și iau-s doi și iau-s trei, iau-s trei chiuie flăcăi.
fost bună, n-a fost rea. Cum s-au dus zilele mele, și cu bune și cu rele. Cum i-am petrecut cu ea, a fost bună, n-a fost rea. Cum s-au dus zilele mele, și cu bune și cu rele. Cu gutui coapte-n fereastră, după neica sprâncenat, ce întâi m-a sărutat. După casa părintească, cu gutui coapte-n fereastră, după neica sprâncenat, ce întâi m-a sărutat. Floarea și ca frunza-n rău.